Viorica Dencil a găsit piedica în calea dezvoltării României, sunt legi foarte grele, dar foarte necesare. Viorica Dencil spune ce a identificat motivul pentru care România nu are investiții. În urma discuțiilor cu primarii, Dencil a ajuns la concluzia că România suferă de investiții din cauza legii investiiilor publice. Legea e deja în dezbatere publică, alături de o altă lege mult dorită, cea a parteneriatului public-privat. Contestațiile făcute de firmele care pierdeau licitațiile au dus la stoparea multor investiții, s-au plâns primarii la premier. Legea achizițiilor publice, din discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile locale sublinierei autoritățile centrale a fost ca o barieră în calea investițiilor în România. În momentul în care contestație după contestație întârzia o lucrare cu 3 la 4 ani, acest lucru nu poate fi benefic pentru OCAR sublinierei, de aceea, pentru noi, ca sublinierei prioritatea a fost modificarea legii achizițiilor publice, se prelume din modele europene, pentru ce schimbul de bune practici este de multe ori foarte bun. Este pus deja în dezbatere public sublinierei legea achizițiilor publice sublinierei legea parteneriatului public-privat, tocmai pentru a putea dezvolta investițiile în România sublinierei bineînțeles, cât mai multe investiții înseamnă mai multe locuri de muncă, un nivel de trai mai bun pentru oameni, siguranța zilei de mâine sublinierei, bineînțeles. Investiții în infrastructură, investiții în diferite domenii care până acum din păcate au fost neglijate în România. Am împlinit măsurile din programul de guvernare pe trimestre. A subliniere vrea să mă raportez acum la trimestrul 2. Am făcut o justificare, o trecere în revista măsurilor realizate în trimestrul I, acum avem propunerile pentru trimestrul 2, pe care le urmărim foarte atent. Vă vorbeam despre acele foi de parcurs pentru fiecare minister în parte. Între măsurile de pe trimestrul 2 importante pentru noi sunt legea achizițiilor publice, legea parteneriatului public-privat, pentru ce acestea vor fi cele care ne vor ajuta pentru a avea cât mai multe investiții în România. Sunt legi foarte grele, dar foarte necesare. Se subliniere pici ce sunt legi cerute de autoritățile locale. Am avut întâlniri cu autoritățile locale, toți ne spuneau, schimbați legea achizițiilor publice. Avem foarte multe bariere în calea dezvoltării comunicilor locale. Fiecare primar a venit în fața cetățenilor cu un program de guvernare propriu pentru comunitatea respectivă. Dacă nu se modifică legea achizițiilor publice, mulți nu se pot încadra în acest program. O lucrare nu începe pentru ce nu au posibilitatea sau nu au dublarea financiară a lucrării respective, proiecția financiară, ci pentru ce există acest metod, contestații peste contestații, care durează foarte mult timp sublinierei poate până la sfârșit sublinierei-ul mandatului nu reu sublinierei-sc se sublinierei duc la bun sfârșit sublinierei-i fi lucrarea respectiv, a spus Dencil, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.